Da. Deci, nu știu. Mă prezint. Da. Mai, da. Am înțeles. De fapt, pentru asta am și venit. Am înțeles că cineva nu mă cunoaște pe mine. De fapt, cine? Întrebarea a fost cine sunt eu. Și să mă prezint. Mă numesc Iepure Ștefan. Sunt născut în satul Negoiești, comuna Ștefan cel Mare. Sunt plătitor de taxe și impozite la această comună. Sunt profesor, poet, toponomast și mai sunt și altele, dar dacă doriți altceva. Accesul la ședința de Consiliul Local al oricărei localități, deci nu e vorba numai ce, au acces persoane care fac parte din, au adresă pe localitatea respectivă. Este publică ședința. Deci nu o stabilesc eu. Am înțeles, eu știu că este publică. Este publică, deci pentru persoanele care fac parte din unitatea administrativă teritorială. Deci și atâta timp cât sunt plătitor, am casă, domnule, aici și nu contează acum unde... Eu vă spun altceva. Puteți candida cu adresa care aveți la o funcție primar, consilier. Deci, nu, de acolo izvorăște această condiție. Acest lucru. Deci, nu, dar nu. De acolo izvorăște treaba asta. Sunt foarte mulți care sunt născuți la București, trăiesc la Paris și ar vrea să fie președinte sau primar la București. Nu pot fi împiedic. Deci public nu doresc asta. Nu. Deci, domn președinte, hai să trecem, să nu fim ridicoli. După aia domn profesor e profesor. Dar nu cunoaștem legea, poate. Ei. Nu fim ridicoli. Păi este un drept la orice cărui cetățean. Nu scrie după raza comunii. Dar de unde? Poate să fii și la București. Dar nu e adunare populară. Păi nu e populară, dar e public. Dacă era populară, făcea pe stadion. Este public, domnule. Hai să nu ne crampon. Nu am drept de vot, domnule. Dar nu e vorba de drept de vot. Deci asta e toată treaba. Și dacă... Dar odată ce are casa aici, plătești taxe și impozite aici la primărie, la Ștefan cel Mare. Sunt obligat să vă cer și eu ceva. Nu pot să-și facă în 50 de locuri, dacă are în 50 da, de locuri. Dar asta era la diversi, bănuiesc. Păi da, nu, dar era acum discuția pentru dacă are voie să stea la ședință. Nu, toleanțele care le are orice persoană care se află pe teritoriul lui, face scris pentru primărie, instituții. Dacă îi acceptăm ca să stea în sală sau dacă nu. Deci dacă are o problemă, să face adresă către instituția primării. Domnule, nu știu cum vă spune, să ne prezentăm fiecare, eu cel puțin m-am prezentat. Am făcut asemenea adrese și n-aș vrea să intrăm în noul an, în sărbători, cu anumite animozități, tensiuni sau așa mai departe. Exact, eu pentru asta am venit să mă prezint și să vă urez și sărbători fericite. Mulțumim lucru. O cuvenire dumnealui. Poate îl interesați ceva de pe... Dar asta nu e un motiv meu. Asta e sistemul, asta e modul de desfășurare și de funcționare local. Deci n-am făcut vreo ceva din America, am adus eu de acasă, am făcut vreo reguli. Deci este... Bun, atunci vă rog să supun la vot dacă sunt acceptat aici sau nu. Nu sunt la vot. Nu sunt la vot. Nu vorbim la dimineață ce vreți dumneavoastră. Ascultați ce ședința. Eu propun altceva. Haideți să începem cu diverse. Da, exact. Da, sincer, prima diverse ca să... Dar puteți să asistați toate ședințele aici. Stați acolo, eu repuși deasupra oricărei cetățean, chiar dacă era... Domnul Marin, dar nu mă tale conduci ședința. E președinte de ședință care conduci ședința. Și deci nu mă tale spui că stai domnul Iepuri sau nu stai domnul Iepuri. Cu tot respectul, domnul președinte nu cunoaște legea. E, da. Ce vorbești? E, da. Spune-i dumneitale articolul de lege care îți dă dreptate. Nu știu. Din punctul meu de vedere puteți să dați afară. Nu din punctul tău de vedere. Nu. Spune articolul de lege, că legea îi permite. Spune articolul de lege care îi permite să stea în ședință. Da, dar să-mi spune el. Hai să începem noi ședința noastră. Să-l spune domnul președinte, atunci articolul de lege unii spune că nu este public. Să-i cum e venit de persoane din comună. Este public. Pentru persoane care au adresă în comun. Nu din altă parte. Și care au interes în comun. Nu interes în comun. Ce interes în comun? Păi dacă are casa și omul e plătitor de taxe și impozite, nu este normal. Îi împiedicăm la treaba. Are și bucat. Dați-mi toată emoțională. Hai bași pohara, mă mor. Hai să trase și nu cade de vă rog, am lăsat un jurământ cuvânt și eu am plecat. Vă rog, frumos, nu contează. Să știți că eu nu vreau la diverse și am discutat acolo. Să-și spună doleanțe. Exact. Cum se începe? Dar cum? Eu împotriva fie. Cum se începe o ședință cu diverse?
ordine. Deci participă la diverse, dacă... La toată ședința, spuneți. Dar de ce la toată ședința? Nu sunt de repozichezul pe ăștia, care vin de afară și vin la ședințe, bă? Dar nu vă iau să vă iau. Mai voi acum, mai te-am luat noi câte 2-3. Ce înseamnă asta? Haideți să nu ne certăm. V-am spus de ce eu pentru asta și am să plec. Vă rog să mă ascultați. Cum să hotărască el? Hotărâm cu toți, dacă poate să o dată. Nu mai chemăm, care poate să stați, mai chemăm la ședință. De că nu? Mai chemăm. Păi da, veniți să râs, facem mai 50. Da, care e problemă? Domnilor, vă rog frumos, singurul lucru care vreau. Deci, v-am spus cine sunt. Eu am făcut înscris către primărie, m-am adresat primăriei, pentru podul lui Ștefan cel Mare. Nu vreau nimic pentru mine. Nici 5 bani, nici avere, nici funcții, nici nimic. Sunt dator ca cetățean, ca urmaș al lui Ștefan cel Mare, cum probabil și dumneavoastră sunteți, să punem în circuitul valoric, cultural și artistic, podul lui Ștefan cel Mare, care este obiect de patrimoniu, clasa A. Dacă cineva se opune pentru așa ceva, este pasibil de pedeapsă penală. Eu am ascultat, vă rog frumos, nu credeți. Așa. Deci pentru asta am venit, ca dumneavoastră să luați o hotărâre de Consiliu privind acest lucru și acordarea unei sume din buget pentru proiect. Domnule primar, deci la început din ianuarie, în luna ianuarie, atunci se discută bugetul. Domnule de nu discutăm la sfârșit de an din bugetul anului următor. Am înțeles. Păi, dar bună ziua, la bună vedere. Dar eu v-aș întreba ceva, domnule Ieplu, tot a fluturat niște hârtii pe aici. Da. Și văd undeva, unde au semnat cetățeni, care habar nu au ce au semnat, vă spun eu, și văd un guriță la Orențiu, trecut de două ori și două semnături diferite. Nu am cine a semnat? Care e ăla adevărat? Deci eu nu sunt vinovat, domnule primar. Domnul Iepure, dumneatale, vii cu hârtiile astea. Dacă cineva... Domnul Iepure, matale, vii cu hârtiile astea, domnule. E Guriță Laurențiu, o semnat de două ori. Și-s două semnături diferite. Cu citarul mare negă n-a semnat, n-a fost, spun sigur, și trebuie de aici. Da, și o sapă. Deci asta este problema. De ce un plac cu prostii? Căutați să-mi băgați mie sola în coastă ca să fac eu o investiție pentru podul lui Ștefan cel Mare. Da. Lăsați-mă să... Este de datoria noastră a tuturor. Dacă nu, nu vom fi în istorie, domnul primar. Suntem în istorie și fără podul, fără să facem renovări la podul Ștefan cel Mare. Și monumentele istorice... Neașu Valentinu, dar care sunt, dacă nu vă supărați? Neașu Valentinu, cum? Sunt de acolo din sat, de asta întreb și eu. Neașu Valentinu, la crezbă la doamna Humă, ca să vă spun și unde a fost. Neașu Valentinu nu-l cunosc, deci nu există. Care e Cătălin? E Cătălin. Cătălin nu înseamnă Cătălin. Și el unde? El stă la București. Da, ia Bureal, de pe unde acasă. Așa, mai găsim. Da, Cucetarul sigur n-a semnat, știu de la el. Laurențiu nu a semnat. Da, când o să fie ședința? Am înțeles. Exact, pentru buget. În ianuarie, după punctual acest. Bă, dar vreau să vă întreb ceva, dacă îmi permiteți. Vă cunosc foarte bine, bineînțeles, m-am uitat. Știu, sunteți un om deosebit, dar întrebați pe domnul primar, când dă voie domnul președinte, și știu și colegii mei, chiar cu opoziție, asta e Bureală. Podul lui Ștefan cel Mare s-a pus în discuție, deci vreau să nu sunteți informat atunci. Dar mai dați noi, domnule, dumneavoastră discutați-ne cu doștiță de cauză. Duceți-vă acolo să vedeți că... Sunt acolo, sunt din Grăbovara, domnule. Se dărâmă malul. Sunt din Grăbovara. Deci o pun problema mai serios atunci, puneți-vă la punct și cu cartea și cu știință, ceea ce se cheamă patriotism. Aveți dreptate noastră la dumneavoastră. Ați cheltuit niște bani, domnul Iepure, dacă vă doare sufletul așa tare din podul Ștefan cel Mare, ca să renovați, să nu mai dărâmi malul ăla. Domnule, am cheltuit și am făcut simpozionul ăla și n-ați dat un leu. Ați făcut simpozionul ăla, da, pe barba noastră l-ați făcut. De ce n-ați avut alături de dumneavoastră și cei doi consilieri care fac parte din Comisia de Cultură? Eu nu vreau din Comisia de Cultură. Eu nu vreau să vă... Îi aduceți la scandal. Eu personal n-am avut invitații. Da. Da. Când a venit domnul Ungureanu, te-a întâlnit cu tine și ți-a spus, nu mergi, nu merg. Dar de când mi-i spune televiziunea să vină unde vrea eu? Tu-i invitat, nu ți-a spus. Ce calitate are Ungureanu? Îmi cer scuze dacă eu am deranjat pe cineva. Deci am venit cu această problemă care... Nu căutați să faceți cu unul cu altul presiune asupra mea, că nu o să ne reușiți. Nu asupra dumneavoastră. Nu o să reușiți. Dar bugetul nu-l facem eu. Toată lumea nu face bugetul, este și de la mine, domnule primar. Nu. Și eu v-am dat bani. Constituirea bugetului nu o faci dumneata. La primărie am dat bani. Păi, ai dat la primărie, nu mi-ai dat mie. Păi da. Din asta trăiți? Da. Nu din asta trăiesc. Din banii mei și ai dumneavoastră. Din salariul meu.
Iei pensii din salariul meu, din contribuția mea la pensii. Dacă ești de România. Și dumneata ei. Ești la buget. Te rog frumos să... Și mă tare să-ți vede treaba, mă dați pe mine să mă lasă mai treaba de primar. Domnul primar, dar dacă vine un intelectual care a educat o comună întreagă, sau doi intelectuali... Ce stucați pe tine? Domnule primar, ce să vă spun? Păi ce să vă spun? Domnule primar, ce să vă spun? Când a venit doamna secretară... O lume întreagă! Când a venit doamna secretară, dumneavoastră zis că m-a spus în satul de bucă. Era mai... De certă ce oameni am venit? Păi vine intelectuali să-ți proiecte, să stau proiectul. Care-i proiectul ăla? Și acum asta și la cineva să știu. Să-ți propun niște proiecte. Ce să propun? Bă, nu stai seama să poți să lucrezi acolo și câți bani își trebuie. Bă, nu contează. Sunt poduri europene, sunt consuri, sunt deja de mai măsitează. Ne facem de măsit, ce mă spun. Băi, toate măgăriile astea numai din cauza voastră. Dar ne facem de măsit. Băi, nu știți cum să faceți să aduceți scandal în comuna asta. Nu știți cum să faceți. Gata. Dar înainte să punem noi astea pe masă, domnul primar, erau... Îți faci semnătură, mergi cu mine din sasă. Și asta de la primărie este falsă? Nu, nu, de semnătură. Și de la Ministerul Dezvoltării și de la Ministerul Fondurilor Europene și astea sunt falsii? Nu mai vorbim. Și ce spun alea de la Fondurile Europene? Păi uite, ce spune adresa de la primărie? Dar știu că le-am citit. Am pus-o în față. Acolo, frate, mi-a pus în față, nu, dar cu ce calitate? Cine e potrivit să rămână la masă? Hai să facem chiar acolo, la sfârșit de ani, am găsit să-l impune, să mai ce să facem. Nu uitați, dar asta v-ați găsit, numai scandal, numai scandal a făcut. Nu primim niște intelectuali care ne-au educat, care au profesor la școală să-și dea și ei niște păreri în ședința din Consiliul Local. Asta nu mi se supără. Comunitatea asta o trimis în Consiliul Local, o trimis 13 membri care să-și dea cu părerea. Nu să vină unul din altă parte să dea cu părerea în Consiliul Local. Ca să știi, de asta să ieși tu aici. E forma reprezentativă. Sau dacă nu te duce mintea, aduci pe altul cu tine ca să te susțină, e problema ta. Nu să mă susțină pe mine, să susțină o cauză. O cauză, care cauză? Eu le-am spus că singur nu pot să fac bază. Nu vă gândiți, noi avem ceva pe ordinea de zi. Aduceți invitați pentru podul Ștefan cel Mare, că noi avem cu totul altceva pe ordinea de zi. Să discutăm podul Ștefan cel Mare acum, ca să aduceți banii aici. Nu să discutăm podul Ștefan cel Mare, dar să face bugetul luna viitoare. Și ce treaba are una cu alta? N-aveți să puneți nimica la cultură. Votez bugetul și vii cu amendamente la buget. Dar dacă nu știi ce trebuie să faci... Am făcut-o preventiv, ca să ne prindim... Preventiv? Da. Gata, haideți să începem. Și conducerea este preventivă, și toate sunt preventivă. Și conducerea preventivă, da? Știu că voi... Preventivă conducerea, da? Hai și stați discuții și trebuie să începem ordinea de zi. Da, doamna, să credeți. Stimată adunare, vă anunț că am plinit 800 de ani. Mulțumesc înainte, doamna, să credeți. Foarte mulți dintre voastre, poate mi-ați spus, sau poate puteți fi elevi. Vă mulțumesc pentru prezență. Știți, mic am jenă de discuția care a fost aici, dar dacă îmi permiteți, eu am să vă citesc niște treburi. Să știți că, adică știu eu, că bugetul cu unii, nu vă supărați dumneavoastră celelalți de aici, nu acopere cerințele. Să știți treaba asta. Dacă trebuie să facem ceva în plus, dacă putem să facem ceva. Doamna Zugrăveascu, scuzați-mă că vă întrerup. Da. Dumneavoastră poate nu știți. Da. Eu am inițiat un proiect de hotărâri. Un proiect de investiții pe fonduri europene. Așa. De modernizarea drumului de la canton, de la barieră și până la podul Ștefan cel Mare. Deci un prim pas ca să facem calea de acces bună. Așa, acum vă întrerupi de asta. Dar nu se poate bătând din palme. Proiectul ăsta de... În 2017-2020. Așa, o să fie depus așa. Anul ăsta, 2016. Domnul primar. Dar eu mai spun o treabă. Doamne, nu totdeauna s-a făcut cu banii comunii sau de nu știu ce. S-a mai făcut și cu contribuția oamenilor și cu munca oamenilor. Adică eu aveam o altă optică, dacă îmi permiteți. Eu am să vă citesc repede termin. Așa. Am spus cine sunt în sfârșit. În 2004, auziți, în 2004, la un muzeu în Strasbourg, un muzeograf, după ce mi-a privit buletinul, mi-a spus. Acolo la borză ăștia aveți o comoară lui Ștefan, podul. O lecție pentru constructori și strategi, istorici și așa mai departe. Și zic, l-am vizitat, l-am studiat. Podul introdus în turism ar asigura bugetul localității. El a spus așa, au zis că a fost cheltuiele, că spus așa. Ca să-ți mai trec așa. Mi-a spus, lăsând glumă la o parte, că aveam auzit o glumă, m-a informat că pentru pod și pentru turism
trebuie să participe cam toată lumea, tot așa. De, păi el am întrebat pe domnul Iepri, cu ce-o contribuie ca să nu se mai dărâme perietele alea la port? Așa. Și eu am spus așa aici, da, eu, fără ideea mea. Am spus că azi, am zis că azi aici, dacă ar fi posibil, să se declanșeze acțiunea aceasta podul și pentru aceasta, acum, aici, ar trebui să numim pe cineva care se ocupe în continuare, ca să ceară mai departe către Ministerul Apelor, către transporturi, către Ministerul Curților, pentru ca să poate acționa, să se declanșeze această acțiune. Și apoi să solicităm proiectant. Ei, pentru plata proiectantului, aici iar să găsesc alte posibilități de a se formula, de a se colecta niște fonduri. Nu din fonduri, nu din fonduri. Doamna Zugrăvescu, iar vă întreabă. Păi da, nu, stați că nu-i corect ce spuneți. Contractul cu o firmă de proiectare nu se face decât de către primărie. De primărie, dar deci primărie și proiectant. Ei, și atunci primăria prin unitatea administrativ teritorială și plătește valoarea contractului. Mai sunt niște sponsori care dă bani la primărie și primăria și toată de poate la varianta că e posibil să găsești, s-ar putea. Dacă se formează acest comitet, găsește tot sponsori să acopere casă. Așa. Dacă se formează acest comitet, pe urmă, la nivel de fiecare... Sunt oameni de bine mult. De 10 case, la fiecare domnule, putem contribui. Așa. Am spus că pe scurt este nevoie ca să propunem. Deci fiecare cu ce ofertă face, să solicităm apoi aprobările, să solicităm proiectarea, să organizeze secții la nivel de comună, o secție de prefabricate din beton, cu care se poate, pe urmă, face celelalte amenajări exterioare în sectorul celălalt de sat, să se contracteze execuția, să impune de asemenea amenajarea spațiilor aferente podului și de parcări, spații pentru comerț și amenajarea propriu-zisă a podului cu diguri, trepte și așa mai departe. Dar pentru aceasta, dumneavoastră puneți problema fondului comunei, adică fondului care îl aveți dumneavoastră al comunei, dar eu aș spune așa, pentru că suntem cu toți aici, putem și noi, să, adică comuna, să poate organiza niște forme acestea de a avea niște bani în comună. Adică, să vă spun o treabă, Se duc oamenii noștri peste hotare și fac coleg, cum se cheamă, căpșuni. Noi nu putem să facem secție de căpșunării, avem pădurile, nu putem să facem cipercării. Adică n-am făcut nimic în comună pentru ca oamenii să mai câștige niște bani. Haideți să vă mai gândiți și la treburile acestea. Nu vă mai plictisesc, eu vă mulțumesc pentru prezență și cum ați ascultat. Și gândiți-vă totuși că podul, domnul primar, acum și tot așa. Dacă vă uitați acolo, podul este foarte, este în pericol, este în pericol. Se scurge de pe versant, se curodează și la un capăt și la altul, iar totuși se mută foarte aproape de pod. Este în pericol, adică trebuie urgentat. Eu vă mulțumesc cum ați ascultat, nu vă luați în urmă. Eu v-aș spune acum ceva pentru toți. Da. Podul Ștefan cel Mare este jumătate, cred că e mai mult la Căiuț decât la Ștefan cel Mare, că soclu unde a fost atunci Ștefan cel Mare este la Căiuț. Oare sunt aceleași discuții și la Căiuț cum sunt în Consiliul Local la Ștefan cel Mare? Stimați comună, stimați cetățeni, ar fi trebuit să fie și acolo. Uitați-mă aici, da. Nu suntem deloc patrioți locali, așa, să zici așa, eu știu unde era, tatăl meu era de Târgiu și când eram de 5 ani, zicem minte de la 5 ani, poate chiar mai înainte de 5 ani, piatra de hotar între comuna Căiuț și Ștefan cel Mare era dincolo. La brutărie. La brutărie era doamna Zugrăvescu, dar acum, piatra de hotar este la podul Ștefan cel Mare. Domnul primar, dar sunt toți aici să ne reluăm dreptul nostru. Ce facem? Facem revoluții cu cei de la, facem la scoală, ne batem cu aia de la Căiuț, să luăm partea noastră înapoi. Nu, domnule, de ce să facem? Că-ți
trebuie să aducem veche documente pe de amplasarea. Așa ceva nu se mai poate, doamna Dugrăvescu. Deci așa ceva nu se mai poate. Totul se poate, domnule. Nu se mai poate așa ceva. Nu se mai poate. Se poate numai printr-o hotărâre de guvern. Păi da, printr-o hotărâre de guvern, tu nu spun că noi toată comuna cerem această amplasare pe veche comuna Piatra din Botar era dincolo de canonul Bădic, dincolo de Bădic, poate mai mult cu un kilometru. Deci acolo era comuna. Haideți să facem întâi, punem cu aceasta. Eu vă mulțumesc. Deci aceasta să ne adresăm și guvernul și peste tot, comuna Sefane, comuna Borzești. O să-i propunem lui domnul Iepuri să facă un memoriu la guvern pentru mutarea votarului dintre comuna Ștefan cel Mare și Căiuț. De ce nu? Nu, domnul primar, haideți să nu fiu domnul. Să-și pună și CV-ul acolo, că probabil o să fie un câștig de cauză. Eu vă mulțumesc. Dar haideți să fim și patriot. Vă mulțumesc mult. Cu multă plăcere. Ne-ai salvat doleanța dumneavoastră. Am pierdut noi suprafeții importante care aduceau venit la comună și n-am putut să le reluăm. Păi să ne unim ca să le reluăm, domnul. Să ne unim prin... dacă sunteți... să ne reluăm cu toții și să facem vă jumătate. Eu vă mulțumesc. Era pe domeniu... Dar nu te-ai zbătut ca să aduci urea. Să mulți fătate. Nu te-ai zbătut. Eu zic pe doamna Zugrăvescu să o înțelegem, că o zis că are 83 de ani, dar pe voi chiar nu vă înțeleg. Nici nu trebuie. N-am cum să. Eu zic să fiți înțelepți și înțelegeți. N-am cum să. Fiți înțelepți și înțelegeți. Hai să înțelepți ședința, că stăm toată ziua. Nu o poți înțelepți, așa sunt pe ce mine. Acolo e. Dispoziția numărul 842 din 18-12-2015. Vă rog frumos. Vorbiți afară. Privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Ștefan cel Mare de Țubacău pentru data 23-12-2015, ora 10. Consiliul Local al Comunei Ștefan cel Mare de Țubacău se convocă ședința ordinară în ziua 23-12-2015, ora 10, la sediul Consiliului Local cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul 4 anului 2015. 2. Proiect de hotărâre privind completarea hotărârii Consiliului Local numărul 68 din data 25-11-2015 privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubritate pentru anul 2016 Comuna Ștefan cel Mare de Țubacău. 3. Proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor intervenite în inventarul domeniului public al Comunei Ștefan cel Mare de Țubacău. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcție a aparatului de specialitate a primarului Comunei Ștefan cel Mare și a instituțiilor publice de interes local cu sau fără personalitate juridică. 5. Proiect de hotărâre privind declararea de stare de insolvabilitate a unor debitori care nu au venituri sau bunuri urmăribile. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor operatorului de colectare și transport deșeuri SECE Compania Rompres Service SA București. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract de prestare servicii și tratare și depozitarea deșeurilor între Primăria Municipiului Bacău în calitate de operator a depozitării conform de deșeuri celula 1 și ADIS Bacău. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor operatorului depozitului conform de deșeuri Primăria Municipiului Bacău. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract prestări servicii și salubrizare între SECE Compania Rompres Service SA București și Primăria Comunei Ștefan cel Mare de Bacău și 10 diverse. Dacă sunteți de acord. Supunem la vot ordine. Cine este pentru? Potrivă cineva? Da. Sunt câteva puncte care nu le aveți în convocare, deoarece convocarea, în urma convocărilor, au apărut adresa de la ADIS Bacău. Da. Având în vedere că s-a votat în unanimitate, dăm citire primului punct în ordinea de zi. O întrebare. Doamna secretară, da? Doamna consilieră, nu-i nimic. Băi. Domnul președinte, aș vrea ca să... Nu mai vorbim. Doamna secretară. Chiar... chiar de fiecare dată trebuie să vă aduce aici. Nu e... Băi, mă rămâne cu ei. Cu ăștia frate vorbească la telefon. De ce? Am să nu deranjez aici.
Păi dar n-are voie, mă. Și în Senat și în Parlament nu ieși, te duci până la baie. Băi, este regulamentul care l-ați votat. Dați-o, domnule, afară de tot din ședință. Domnul președinte, eu nu mai continui ședința până când nu se respectă regulamentul. Gata. Clar. Dar facem fiecare ce vrem aici. Ești dator tu aici. Nu sunteți voi. Încearcă. Apropo, domnul primar, numai câteva secunde. Domnul Marin, vreau să perturbați ședința. Închideți telefonul, intrați, domnul ieșiți. Domnul președinte, ține ședința acolo. Păi nu poți să ții ședința. Intri, ieși. Păi care-i problema? Care stau aici să-ți cer voie să iasă fără ședință? Sau cum? Păi, dar e un regulament de funcționare. Păi m-a dus la să mă piș. Dar pune-i în poziții de drept. Problem. Stăm în poziții de drept. Te voiești, mă. Da, chiar. Așa unde stai voiești? De la Consiliul Local. Eu am aprobat ordinea de zi. Care e problema? Lasă-mă, dacă da. Primarul trebuie să am o poziție de drept și la acord. Ce ne vrei tu, măi? E un regulament, trebuie să ne conformăm. Și Dumnezeu, păi, când vorbeai la telefon cu aratul astăzi primară, ce cereai voi, nu? O trecut de păi, o trecut. Domnul președinte, domnilor colegi, domnilor colegi, vă rog frumos, eu vin cu o propunere. Domnule, dar eu zic sunt un regulament pe care le respect, sunt obligat să respect și eu și toți ceilalți, inclusiv dumneavoastră. Da, domnul Matej, la toate, domnul, nu trebuie să ne ceri voie. Fii disciplinat, fii disciplinat. Hai, vreau să-i spun. Așa, drept urmare, domnule, dacă nu putem să conviețuim împreună vis-a-vis disciplină, domnule, aplicăm regulamentul. Vă scoatem din ședință, domnule. Avem da, când o să comentez în afară, da? Bineînțeles, deci, domnule, da. La toaletă, și încă un lucru, și încă un lucru să termin, vă promit, imediat. Două secunde. Domnule, niște legi ale naturii nu le poate schimba nimeni. Nici măcar Einstein nu le-a schimbat. Drept urmare, știți dumneavoastră, aerul cald e mai ușor și se ridică deasupra. E asemănător prostii, domnilor. Ați înțeles? Dacă m-ați înțeles și vă cunoaște, vă găsiți undeva. Acum, Dumitru, nu pierdurile de ședință. Deci, la ședință, acolo. Mulțumesc. Avem atât de atenție. Ăsta îmi ar fi trebuit aici, ca la fotbal. Nu, dar și nu mai dăm nicio replică la... Să discută la ordinea de zi, citește și atât. Asta e. Rep, de replică, să plecăm acasă, nu? Da. Stăm și până la 5 aici, că asta suntem plătiți. Da, bineînțeles. O să stai și peste 5 ani și tot ăla. Tot degeaba. Tot degeaba. Efectul e acela. Nu, stai 5 mandate, cam atât. Da. Dacă ești în stare, domnule, știi ce votează lumea de are mandate, fiindcă îi merită și sunt bucură de... De primar. De merit. Nu de primar. De ce? Că suntem stături de dumneavoastră. Haideți să știu. S-o grămadă de puncte și hai să intrăm ca dată. Dăm cuvântul lui doamna contabilă pentru... Ca de obicei, în ultimul trimestru și, de fapt, în ultima lună a anului, sunt modificări de buget pentru ajustarea în plus sau în minus. Prin adresa din 11 decembrie a ANAF-ului, deci a Direcției Generale a Finanțelor Bacău, ni s-au luat cote defalcate din TVA, care sunt repartizate pentru salariile de la învățământ, 8.000 de lei. Iar prin adresa din 14.12.2015, tot a Direcției Finanțelor Publice, ne s-au repartizat din cote defalcate și sume defalcate din impozitul pe venit, 2.900 de lei. A fost un surplus la nivel de județ și am pățit pe toate cele 93 de comuni în funcție de bugetul pe care îl are fiecare. Iar de la Ministerul Dezvoltării am primit 118.000 lei și de la Agenția de Mediu vom primi 920.000. Ăștia încă nu i-am primit, dar trebuie să primim să plătim apa, alimentarea cu apă, deci ultima factură de la Alconep. Și am zis să facem rectificarea de buget acum, să nu mai fie nevoie să vă mai chemăm încă o dată. Să nu mai facem pentru că așa timpul este foarte scurt, deși mi s-a spus că s-ar putea să fie rectificare de buget și pe 31. Noi nu avem voie să comentăm în funcție de cum vin banii de la Ministerul de Finanțe, așa vom face și noi. Deci, din 11.02, cote defalcate din impozitul, din TVA, ni s-au luat 8.000 de lei. Am primit 2.900 de lei cote defalcate și sume defalcate din impozitul pe venit de la nivel de județ.
De la Ministerul Dezvoltării am primit 118.000 pentru drumul de la Rădeana, deci 122, și vom primi de la AFM 920.000. Aceste sume, aceste venituri au fost repartizate astfel. 2.900 de lei s-au repartizat pentru plata unor facturi pentru cheltuielile de funcționare pentru primărie, deci pentru administrația publică locală. Am luat 8.000 de lei din salariile învățământului, pentru că era un surplus și altă comună avea nevoie, ni le-a luat nouă ca să poată să le dea. Am rămas cu 217 lei la sfârșitul, după ce am terminat de plătit salariile. 920.000, deci v-am spus, sunt pentru alimentarea cu apă, pentru plata ultimei facturi. S-a făcut și recepția la această lucrare, s-a făcut și proba pentru pus în funcțiune. Iar 118.000 pentru podul de la, pentru drumul de la Rădeana, deci 122. Dacă lucrările avansau, probabil primeam mai mult. Cu Ministerul Dezvoltării era dispus să ne dea. Deci este vorba de o modificare a bugetului cu 1.032.900 de lei. Nu am ce să vă spun altceva decât că pe ăștia 118 deja astăzi îi plătim la DC-122, mai rămân ăștia 920.000 care trebuie să intre în cont să le plătim și să scăpăm și noi de datoria publică care o avem față de Alconet Târgu Ocna. În principiu, cum vin așa să duc? Normal, sunt bani pentru lucrări, pentru investiții. Deci, nu avem voie, dacă ducem un leu în altă parte, este deturnare de fonduri și să răspunde, deci, pentru cine face acest lucru. Dar vreau să vă întreb ceva. S-a făcut recepția la... Da. Recepția? Da. Sigur că da. S-a făcut și recepția. De zi asta? Nu. Dar s-a menționat. S-a făcut recepția la lucrare. Păi, dar eu întreb pentru că lumea este nemulțumită, că curcii în foarte multe locuri și cine va suporta pe urmă cheltuieli, dacă Alconecu nu și-a făcut treaba. Noi vorbim acum de rectificare de buget, nu vorbim de instalația de apă. Aia poți să vorbești la divers. Dar le-am este, că Alconecu e linia principală, astea dar nu știi. Poți să vin din branșările individuale, deci nu-i de la lucrare, Alconecu, două lucrări diferite. Ei trebuie spus un de la Fumirea. Nu-i de la ele individuale. De la care le-ai făcut tu. De la care le-ai făcut tu. De la Alconecu, că trebuie să trebuie deja numai închide acum să facă. Să muncească, să facă muncă patriotică pentru. Dacă sunt discuții pe tema la cele ce a fost menționate de la vădare. Ca să nu supunem la văd. Cine este pentru? E cineva împotrivă? Sau ține cineva? Unanimitate? S-a aprobat prin mulțumesc frumos. Eu vă doresc un an nou fericit, Crăciun fericit și multă sănătate. Dar la asta v-am spus, v-am întrebat de... Da. Dacă s-a făcut recepția și le-am luat, ca să zicem bani, eu mai iubim. Domnul Dohodaru, dacă s-a spus că s-a făcut recepția, să faci un proces de bază, să fac documente, deci nu vii, domnul primar, nu v-a spus, că am făcut recepția. Aia e document. Cine a făcut recepția? Băi, dacă tot comentez atât, la recepții particip și de la ISC. Și reprezentanți la Consiliul Județean pentru alimentare cu apă și canalizare. Dar interesați, domnul primar. Păi dacă tot interesă, tot vorbesc că s-o făcut pe hârtii. Cum se facă pe hârtii? Și scurgele care sunt la brașamente. Brașele individuale, deci nu-i de... Nu e la brașele individuale. Dați-mi numai. Foarte bine. După cum bine știți, prin hotărârea Consiliului Local 68 din luna trecută, s-a aprobat taxa specială pentru salubrizare, aia în contul de 3,76 lei persoană pe lună, inclusiv TVA. Ce adăugăm la acea hotărâre? Regulamentul de aplicare a acestei taxe speciale. Deci, în ședința anterioară, nu am avut regulamentul privind aprobarea contului taxe speciale de salubritate pentru anul 2016 cu Comuna Ștefan cel Mare, Județul Bacău. Deci nu e justificarea... A prețului. A prețului, de unde rezultă. Da. Dacă vreți să vă citesc regulamentul, același regulament este la fiecare comună, nu este numai la Ștefan cel Mare, la toate comunile care fac parte din ADIS. În lungul polologie? Da, să vă citesc, dacă vreți, vă citesc. Gândiți esența. Esența era că cel care are două case, plătește la amândouă case, dacă are
trecut la registrul agricol și alte rude și cu contract de comodat în spațiu, răspunderea revine tot proprietarului și nici de cum. Citiți-o că este mai bine că se uite și lumea pe internet și vede direct acolo ce se întâmplă. Ascultă lumea pe internet. Da, nu citesc eu cât e tu. Se uite. E obligația, obligația ta ca să le citești. Nu citesc. Întrebarea mea că dacă... Nu citesc, nu vă aprobăm. Chiar dacă sunt rude sau ai două case și apa de pentru un singur apometru. Nu, nu, e vorba de casa de plătezare. Casa de gunoi. Deci noi am aprobat... Am zis casa de gunoi pe persoană. Pe persoană. Domnul președinte, ce este vicii de procedură, nu le vedeți? Că nu ni se citește proiectul de hotărâre? Proiectul de hotărâre, vicii de hotărâre. Citeți-o, că așa e legea. Că-l auzim, păi el ce hotărâre? Expunerea de motive, am citit-o domnul Dovădar, dar mă tare dacă nu-ți dai seama ce e expunerea de motive. Am spus. E așa? Păi da. Și vă spun și propunere. Propunerea la proiectul de hotărâre. Se completează hotărârea Consiliului Local numărul 68 din data de 25.11.2015 privind aprobarea cuantumului taxe speciale de salubritate pentru anul 2016 în comuna Ștefan Mare, județul Bacău, după cum urmează. Articolul 1. Regulament, se aprobă regulamentul privind aprobarea cuantumului taxe speciale de salubritate pentru anul 2016 în comuna Ștefan Mare, județul Bacău, potrivit anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărârii. Articolul 2. Celelalte prevederi legale ale hotărârii Consiliului Local 68 din data 25.11.2015 rămân în vigoare. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată instituției prefectului județul Bacău, biroului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunului Ștefan cel Mare, județul Bacău și Asociației Dezvoltare Intercomunitară pentru Dezvoltare Bacău. O întrebare, dacă permiteți. A spus dumneavoastră că cei care nu sunt, deci fac parte din familie, dar locuiesc în altă zonă. Nu chiar neapărat pentru mine, în general, care mai sunt plecați. Ce trebuie să facă? Să depună cer la primărie? Sau de... Noi suntem patru membri, familie, unul nu mai în familie. Nu, e în familie, dar noi în localitate. Care nu este, da. O declarație pe proprie răspundere că la... Nu chiar cazul meu, dau un exemplu. Poate sunt persoane care vor să... Deci dau aici la primărie, da? Da. Mulțumesc. Bănuim că asta prevede și regulamentul. Taxa rămâne aceeași și e justificarea. Supunem la vot. Cine este pentru? Cine este pentru? E cineva împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate s-a aprobat și punctul 2 din ordinea de zi. Răzdați de la punctul 3 din ordinea de zi. Expunere la proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor intervenite în inventarul domeniului public al comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău. Norma juridică privind reglementarea inventarierii domeniului public al unităților administrativ-teritoriale este prevăzută de articolul 108 din Constituția României, legea fundamentală a fiecărui stat și articolul 21 al alineatul 3 din legea 213/98 privind proprietatea publică și regimul juridic al acestei. Bunurile aflate în proprietate publică alcătuiesc domeniul public al statului sau unităților administrativ-teritoriale. Articolul 153 alineatul 3 din Constituție prevede că proprietatea publică aparține statului sau unităților administrativ-teritoriale. În ceea ce privește caracterul juridic al domeniului public, trebuie să arătăm că aceste bunuri au caracter inalienabil, imprescriptibil și insesizabil. Articolul 124 din Legea Administrației Publice Locale 215/2001 prevede toate bunurile aparținând unităților administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale. În dispozițiile finale ale legii 213/98 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia sunt stabilite reguli privind evidența, inventarului și delimitarea domeniului public al statului, județului, comunii și orașului. Astfel, pe baza normelor tehnice aprobate de către guvern, la propunerea Departamentului pentru Administrație Publică Locală, ministerele, celelalte organe centrale de specialitate a administrației publice locale, urmează să întocmească inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și respectiv local. Am inițiat acest proiect de hotărâre că urmare a faptului că s-a finalizat investiția privind achiziția utilaj respectiv bunul excavator pentru dezăpezire și întreținerea drumurilor comunale și de interes local în comuna Ștefan cel Mare de Subacău și este necesar să se înscrie în inventarul domeniului public această investiție potrivit procesului verbal de punere în funcțiune și a procesului verbal de predare primire în date 25.11.2015, de aceea propun Consiliul Local să aprobe acest proiect de hotărâre. Deci e vorba de bunul excavatorul care l-am obținut prin fonduri europene. Caracterul legal, deci să apară în inventarul. Cine este pentru?
S-a abținut cineva? Împotrivă? Unanimitate sau punctul 3. Expunere de motive la proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcție a aparatului de specialitate a primarului Comunei Ștefan cel Mare și a instituțiilor publice de interes local cu sau fără personalitate juridică. Având în vedere prevederile ordonanței de urgență a Guvernului numărul 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri și respectiv ordonanța de urgență a Guvernului 63/2010 pentru modificarea și completarea legii 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, astfel vă facem cunoscut faptul că prin ordinul prefectului județului Bacău numărul 160 din 12/8/2015 comunicat instituției noastre prin adresa 16.116 din 12/8/2015 ne specifică faptul că la nivelul comunei noastre este necesar să se înființeze un post de șofer în cadrul compartimentului administrativ de servire din cadrul aparatului de specialitate a primarului Comunei Ștefan cel Mare județul Bacău. Având în vedere cele prezentate, propun Consiliul Local să aprobe proiectul de hotărâre în formă propusă. Este vorba de microbuzul care l-am obținut pentru transportul elevilor. Asta o venit pe școală, nu o venit pe primărie. Deci este autobuzul primăriei și deservește transportul elevilor. Și atunci s-a comunicat prin ordinul prefectului că avem voie să angajăm noi un șofer și nu școala. Deci noi primăria și îl dăm cu tot cu și microbuzul și șoferul cu cheltuielile noastre. Deci și carburantul, așa, și reparații revin primării și beneficiari sunt elevi. Beneficiați comunitatea în principiu și comunitatea își asumă răspunderea pentru. Deci nu e nicio șmecherie, nu e nicio treabă. Deci nu o să mai fie cheltuielile de la școală, din bugetul școlii, o să fie din bugetul comun. Pentru microbuzul al treilea. Da. Alea două sunt pe școală venite, da, dar astea acum au fost date, nu numai la noi au fost date, pe primărie. Deci la toate primăriile, la toate comunile au fost date la primărie. Am eu o întrebare la treaba asta. Dacă este a primării este strict pentru învățământ sau poate în caz de ceva, deci nu poate să beneficieze primăriei și spun, dom'le, mergem undeva ca... Deci nu mai. Da. Deci nu poate. Deci, sincer, ca să dau un răspuns exact, nu pot. Deci ne documentăm și... Ne documentăm și dacă putem face și o excursie în consiliere... O acțiune, ceva. Asta ar fi fost problemă. Consiliere din cadrul unui parte. Consiliere din frunte. Din frunte. Haideți să supunem la vot și acest punct. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? În unanimitate s-a aprobat și punctul 4. Vă rog la citire la punctul 5. Așa, la punctul 5, ne-am convenit doamna Furcoș să ne spună despre dosarele de insolvabilitate a unor debitori care nu au venituri și bunul urmărit de rata comunii. De aici, probabil că scade și din buget. Că astea apar ca... Da, ca balast. Evidență curentă. Într-o evidență separată, până la o scădere definitivă, probabil. Degrevează bugetul. La dosarele de anul trecut, care au fost un număr de 95, 13 s-au dat jos că au figurează conturi, 2 s-au achitat, 4 s-au depistat cu alt domiciliu și am trimis dosarele la domiciliu actual, iar restul de 25 dintre cei de anul trecut au mai făcut amenzi și iar sunt supuși spre trecerea într-o evidență separată. Iar anul acesta s-a făcut un număr de 53 de dosare actuale. Suma totală este de 197.418 lei. 1.900.000. Vorba de amenzi. Amenzi locale la legea 61 și de circulație. Care vor fi trecute într-o evidență separată și tot la fel urmărite la anul, dacă au venituri, bunuri materiale și schimbă domiciliu. Deci câte dosare? Clar, deci câte sunt scoase? Așa și ce cuantum? Deci asta e important. Da, este cel mai organ să reportează la fiecare an, alea nu mai contează, sau care mai apar. Puteți, doamna... Nu, care reședinte, dar și nevoie ca să pun și eu întrebare, dacă nu se... Stai să răspund. Eu am întrebat. Deci, efectiv, câte dosare au fost scoase din evidența datoriilor
și în circuandul. 53. Scrieți-vă la cuvânt, trebuie și noi, chiar dacă sunteți președinte. Bun, asta... Respectați ordinea un pic. Nu-i interesat cine de voi interesați noastre. La cine să se înscrie la cuvânt? La președintele de ședință. Domnul președinte, vlai de ședință. Sigur. 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 Precis. Singur, hai. Era vreau să uit. Așa vorbești. 53 dosare. 53 dosare. Și contul, mă rog. Cine vă arăți mai bun? Da, eu. Domnul Dvotar, ziceți. Ne puteți face și nouă public și numele. Se face de râs. Să știm și noi cine este, cum este, de ce cauză, dar nu are bani să faci de râs. Dar eu un tabel aici. Citiți-le dumneavoastră. Faci de râs pe cei care au bani și plătesc. Că lumea vede. Ce ne interesează? Ba, ne interesează pentru... Dați-o copii. O să vă le citesc, eu chiar am văzut niște prieteni de-a voștri. Dar nu contează prietenii. Prietenii de voștri, dar nu contează prietenii, domnul primar. Dar ăștia care fac evaziunii prin comuna asta, nu se fac pe acolo, cu cazanii, cu altele. Forpășemil, îl știți? Dar nu, dar nu, nu se toți. Îi face somații să plătească, să fure alții. Sameș Constantin, îl știți? Asta chiar nu știu. Nu știți? Că v-ați pupat cu el la corbu. E și oare de toată. Frunte, aici, fruntea satelor, da. Frunte. Spuneți-i pe toți, nu numai doi, care sunt în... Ce greșit? Da, doi ea, să la Catoș Boroș din Rădeana, Bucur Dănuț din Rădeana, astea sunt romi. Bucur Florin, Crainic Vasile, Crainic Vasile, da, trebuie să fie alu Puiu, Crainic Ștefan, da, Mihai Florin, Mihai Marian, Mihai Sergiu, astea sunt de la romi, Mihailovici Turgurel, Munteanu Dănuț, Munteanu Dănuț, Munteanu Gabriel, Munteanu Gheorghe, Munteanu, Munteanu, Trifu, Stănescu, Marian. Da? Dar am înțeles că materialul care le-a fost dat este tabelul ăsta. Deci ăsta de la... Da, dar ăla viață. Deci ăla, la... Nu e relevant tabelul. Hai, deci... Majoritatea sunt... Rom. Rom, da. Nu știu, am văzut ăștia, membrii ăștia de partid, Forcoșemil și Cusame și Cusame. Robert Dobrici. Domnul Păinaru. Borcea Vărânții. Avem câteva locuri unde se pun afișe și în față la primărie, și în față la Căminul Cultural. Bine ar fi să mai facem câteva. Mai facem niște gazete. Niște gazete de astea și să punem aceste liste la afișul acolo. O, așa, așa nu. Aha. Așa da, așa nu. Și așa, se poate invii Ceaușescu de acolo. Da, dar acolo se pune și pe care au impozite de plată. Da, da. Să fie consilier dintre noi care n-au impozite. Da, da, și... Nu e așa, domnul Dovădar, nu? Da, da, da. Da, și ce? La înseamnă, la intrare, la din contra, de la impozite de plată, dacă nu sunt achitate, sunt niște penalizări, sunt dintre ăștia, aducem venit în plus. Da, da, da. Da, da, da. La bugetul local. Tu te gândești la bugetul local, de aia nu-ți plătești impozitele. Haideți să vreau și eu să întreb ceva la legătură cu debitul care ești. Un pic, un pic de liniște. În legătură cu debitul care rămâne. V-am înțeles că el se reportează la fiecare lucru. 5 ani stau într-o evidență separată. Deci asta nu mai sunt în evidență operativă, cum ar fi. Asta vreau să întreb. Dacă în perioada asta de 5 ani, în perioada asta de 5 ani, unul din ăștia deveni solvabil, da, așa, se retrage, să trece în evidență operativă. Dacă nu se poate, după 5 ani, se dă la o scădere definitivă. Deci iese din evidențele fiscale total. Și nu știu ce mai apare modificare. Nu mai poate să vină după aia cu venituri cât o venit. Nu mai reactivezi. Dar asta e un lucru bun pentru bunitatea administrativă, pentru primărie. Chiar raportându-se la fie, reportându-se la fiecare an. Stai cu un balast. Stai cu un balast. Tu figurezi că ai 100 de milioane buget. Adică și mă, ce face distribuirea banilor la bugetului? Așa, așa Ministerul de Finanțe spune, băi, dar stai așa, pleacă. Voi aveți la buget atât. Dar nu știi că e balast. Exact. Pentru că noi când facem situația la finanțe, noi punem ce este pe curent și rămășiți. Exact. Și rămășiți de multe ori depășește, de cele mai multe ori depășește curentul.
Pentru că sunt amenzile care le trag în urmă. Și de fapt la toate primările e lucrul ăsta, e valabil la toate, la toate primările. Da, da. Ei, mai ales acolo unde e comunile, unde au și luăm, e clar. Clar, da. Și prostituate. Am dat la televizor, putem fugalați, o primărie, e, deci o, și nici din localitatea respectivă, într-un judecă, toate amenzile vin la primărie. Și la judecă pe amenda unei prostituate. Da. Sumii plină. Da, haideți să punem la vot punctul 5. Cine este pentru? Cine se abține? Dacă există cineva împotrivă? Cine nu a limitat? Haideți să dăm citire la punctul 6. Deci de la punctul 6 până la diverse, ori pe doamna secretar să... Da, mulțumim, să rămâne. Păi cu toate regulamentele, contractele alea, cu adresul, cu primăria... Am o adresă de la asociație. Numai un pic. Deci e legat de toate punctele astea, ca să știți de ce... Asta e nesimțirii. Vorbește-mă acolo, ce? Da, e nesimțire, nu vorbește-mă acolo. E nesimțire, eu vorbesc pentru toți, ca să știți. Da. Da. Să aduce vorbire de primăria municipiului Bacău. Operatorul deșeurilor acum, cel puțin pe perioada de 6 luni, este primăria municipiului Bacău. Celula 1, unde se duc toate gunoaiele, este aparține municipiului Bacău. Când s-a dat în exploatare și celula 2, mai care aparține adisului, județului, atunci nu mai să fie, nu o să mai fie valabile contractele care se încheie cu primăria municipiului Bacău. Deci prin adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, numărul 994 din 18-12-2015, care a apărut în fax după convocare care ne solicită, că având în vedere calitatea noastră de reprezentant legal al Unității Administrative Teritoriale, vă rugăm să dispuneți măsurile necesare pentru supunerea spre aprobare a Consiliului Local în cursul lunii decembrie a următoarele proiecte de hotărâri privind aprobarea tarifelor operatorului de colectare și transport deșeuri, SECE Compania Rompres Service SA București, aferente contractului de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău. Și aici... Iar să știți că ce discutăm noi, așa, se discută la toate comunii care fac parte din noi. Deci este din un model tip și sună hotărârea cam așa. Se aprobă tarifele operatorului de colectare și transport deșeuri SECE Compania Rompres Service SA București, aferente contractului de concesionare pentru delegarea serviciului de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, conform anexe 1, care face parte integrată din prezenta hotărâre. Și în anexă avem pentru mediul rural, avem deșeuri reziduale, tariful 317,73 lei pe tonă, conform ofertei. Deșeuri reciclabile, avem 110,29 lei pe tonă. Deșeuri periculoase din deșeuri menajere populație, 2435,87 lei pe tonă. Și deșeuri voluminoase de la populație, 624,51 lei pe tonă, conform ofertei. Deci astea se aprobă în mediul rural. Și s-a aprobat. Da, și deci sunt aprobat. Au nevoie de hotărârea asta în mediul rural. Fără asta nu poate să... Deci în contractul care îl au cu ADIS-ul, astea sunt deja trecute. Au făcut ei licitații, au stabilit. Da, deci da. Stai, pentru noi sunt imperativi. Dacă diferă cu noi care îl duci la poartă, da. E alt preț. Adică dacă duci... Ce se întâmplă? Taxa, ce am înțeles eu, taxa pe persoană este 3,76. Da. Noi, ca și comună, plătim la Romprest la tonă. Deci dacă cineva duce mături în curte și balast și... Da. Mă rog, așa, nisip, pământ și-l pune acolo, trage la greutate. De aia, ori să rămână, sigur, ori să rămână oameni care nu o să poată plăti și o să stingă debitele astea până la urmă. În funcție și de tonajul care se dă. Deci primăria este, va plăti la total tonaj
Per comună. Per comună. Da. Și încasarea se face pe persoană. Și dacă cheltuielile care le are primăria sunt în limită care se acopere și pe cei care l-au plătit, rămâne moarte. Rămâne moarte, da. În varianta în care... Dacă primăria plătește mai mult decât a încasat, atunci umblă să încaseze și de la ceilalți ca să-și recupereze... E măcar pe zero. Deci primăria nu se face niciodată un profit din... Deci nu e, asta vrea. Deci nu e o acțiune care... Nu. Deci nici nu este o activitate autofinanțată ca să zici că, băi, a rămas ceva de aici și duci în altă parte. Nu. Deci aici au fost vorba de să lămurim, deci a fost vizează și societăți comerciale care își desfășoară. Deci numai că toată lumea guloiul presupune să mături prin o gradă sau dau niște poști de cartofi. Că sunt materiale speciale. Și cele mai scumpe. Eu vă spun din ceea ce știu. De exemplu, există instituții care au materiale radioactive. Nu știți ce proceduri este și ce utilaje, ce mașini trebuie să vină care să dă licei. Materiale periculoase. Deci, când a zis 2, mi s-a părut cât puteți. Și pe aia, 2000. Deci, foarte scumpe. 22 de milioane. Deci nu-i... Da. Haideți să supunem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Deci în unanimitate. Am luat adunit. Un alt proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract de prestare servicii de tratare și depozitare a deșeurilor între Primăria Municipiului Bacău în calitate de operator al depozitului conform de deșeuri celula 1 și ADIS Bacău. Și articolul 1 se aprobă cadru. Model cadru. Un contract cadru între primărie și operatorul de, de zonă. Deci, rompeți. Între ei, între Primăria Municipiului și ADIS. Și ADIS, făcând parte și noi din ADIS, apropo, contractul care l-a făcut ADIS-ul cu Rompestu. Deci noi aici. Da. Haideți să punem la voșa acest punct. Cine este pentru? Împotrivă, se abține ceva? Deci nu am dat să aprobăm. Și hai să le prezimim contractul. Nu, nu e. Dar s-au descoperit că sunt evazioniști. Firma? Da. Firma? Eu știam că patron. Patron, patron. Da. Atâta timp cât are de la judecătorie tot ce trebuie, nu judecăm noi ce... care este statutul. Noi luăm acte. Și atât. O altă hotărâre privind aprobarea tarifelor operatorului depozitului conform de deșeuri, Primăria Municipiului Bacău. Articolul 1. Se aprobă tarifele operatorului depozitului conform de deșeuri Primăria Municipiului Bacău, tarife care nu cuprind TVA, după cum urmează, 24 de lei pe tonă deșeuri menajere și 6 lei pe tonă deșeuri din construcții și demolări. Deci atât îi ia primăria operatorului de zonă. Conform adresei de la ei. Am înțeles. Deci ăsta afară de cheltuielile, de transport, de colectare și nu știu ce, mai plătește depozitarea la celula 1. Da. Haideți să punem și acest punct la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Deci o mulțumită. Un proiect, aprobarea modelului cadru de contract prestări servicii de salubrizare între compania Rompress Service și agenții economici, în cazul nostru, primărie. Conform anexe 1, avem tot așa cu modelul. Practic, ăsta era ultimul, deci ce ultimul trebuia să-l și numai unul singur. Deci trebuia să fie numai ăsta în afară cu celălalt. Nu, dar le vrea separat, exact cum ei, da, adresa. Da, înțeles, dar acum noi... Că sunt niște chestii absurde și aiurea. Domnul primar, se poate? Da, vă rog frumos. Suntem mai în vârstă, mai respectați, mă știu. Vreau să vorbesc de... Mai auzi vorbim pe... Da, stați acolo puțin. Bă, frumos, cum nu interesează cu domnul. Era aprobarea consiliului local. Am crescut acolo, cred că sunt cel mai aproape de codul Ștefan cel Mare. Chiar m-am jucat acolo. Ar trebui puțin cei care contestă cu primarul sau, mă rog, PSD-ști sau cum vreți să-i spuneți, nu dorim să facem nimic acolo. Ia să luăm puțin, să luăm pe cineva, un constructor, cine vreți dumneavoastră, e domnul Dodo, Gheță Dohotarul, care se pricepe la chestia asta. Să vedeți dumneavoastră valoarea, în primul rând. Să nu uitați, și am mai spus la unii din colegii mei consilieri, nu mai știu în care mandat, pe timpul lui Ceaușescu, așa cum era foarte comunist, era o rubrică în scânteia, faptul divers.
Și acolo era dat podul Ștefan cel Mare. Și asta vreau să spun domnul profesor. Ne-am vorbit cu Sictir, care am și o leacă de școală, mă rog, nu am studii superioare, dar... Nu ești poet? Pot să scriu și o poezie, în felul meu. Că acum nu sunt printre noi și nu vreau să, chiar dacă e în lipsă, să-i aduc aminte domnului profesor. Și atunci, domnul primar, și atunci se punea problema pentru, mă rog, să facă barajul acolo. Deci dați-vă seama, sunt cel puțin 40 de ani. Deci aveam vreo 14 ani, adică aminte, eram în general lucru. Și erau, cred că, fonduri mult mai multe față ce acum la partidulete și partide și, mă rog, și atâta nebuneală. Exact, și în România. Deci, chiar dacă era comunist, oricum ținea la valorile naționale. Așa. Nu vreau să jignesc pe nimeni. Eu aș vrea să nu o enumăr pe cei care sunt aici semnați. Știu unde s-a semnat hârtia, nu contează de ce crezi, mă. Dar vreau să întreb pe cineva, care sunt un testatar, mă rog, dacă acele persoane au citit foaia asta. Am întrebat pe Neagicu Dobrin, care este un om din bază în sat. Dacă îmi permiteți. Și când el, n-am citit nică. A venit iepul la mine că vrei să faci. Și eu, aici. Și eu aș vrea să fac o comisie, nicio problemă. Domnule, dar să umbli cineva. Din poartă în poartă. Să explici omului exact ce e, nu o arunc la o crâșnă și aibă semne. Deci, din păcate, e urât. Deci, nu a fost, a fost cu tentă de scandal. Părerea mea. Îmi cer scuze în față, domnul profesor, dacă eu greșesc. Dar părerea mea a fost cu tentă de scandal. Iar să nu uităm, e 23 decembrie. Nu o să vorbim din Colindă, nu o să vorbim din copii. Cum a spus atât domnul Romică Marin, cu ani în urmă, v-ați amint, în mandatul alaltul, trebuia să facem domnul cadou pentru copii care nici acum n-am făcut. Da, noi venim și ne certăm. Țigăneală. Dacă cineva spune, domnul primar, dacă cineva spune că noi, PSD sau ce vreți, oameni din sat, prea puțin contează. Nu am fost de acord cu ceva de cealaltă minte care pleacă. Deci, vă rog să mă scuzați și vă mulțumesc că m-ați ascultat. Sau că v-am obosit. Alta v-am obosit. Hai să vă spunem ceva. Ce s-a întâmplat astăzi în ședință? A fost în urmă, a fost coaptă mai demult. Acum vreo 2-3 zile, nu știu când, a venit domnul Dohotaru. A venit la primărie să-mi spună că să prindem în buget ceva cu podul lui Ștefan cel Mare. Mă, om, ce treabă ai tu cu bugetul? Să prinzi în buget acum? Noi discutăm bugetul la anul. Ce să prindem în buget acum? Ei stau șocol, domnule. Nu șocol așa. Băi, cum să mai fac un rău? Cum să-l mai atace o leacă pe vlas? Dar cu asta mă atac. Ar fi ca să vă dau și soluția, domnul primar. Nu soluții, dacă, nu. Soluții nu dau niciodată. Dar soluții. Dai bani. Atunci cum vreți ca să ajungem la un dialog? Dacă nu dialog. Uite, cum? Soluții. Dar nu te-am spus destul de clar. Băi, la anul. Nu soluții sunt. Noi trebuie să prindem ceva în buget. Și pe venim cu sponsori, venim cu oameni bine intenționați care vrea să facă ceva și vor să dea niște bani. Oameni care vor să facă ceva dacă... Să vină, da. Dar să vină prezent, să-i vedem. Aici vreau să prindem, domnule, aici. Dar noi trebuie să prindem întâi în buget treaba asta. O mică sumă, un 50 de milioane, un 30 de milioane, să prind ca să ne putem agăța pe urmă. O sumă e bine pentru ce trebuie la podul ăla. Păi da, domnule, dar să ne prindem, că pe urmă nu putem acționa pe el dacă... Nimeni nu-i rău, ca idei. Nimeni nu-i rău voi doar în toate chestia asta. Aici am vrut ca să ajung. Dar eu am vrut nu vrei mai mult. Dacă nu primești ceva, da, nu vine nimeni să facă nimic dacă nu primești bani. Păi nu, domnule, dar noi se punem, v-am spus ceva foarte puțin, 20-30 de milioane ne prindem, ca pe urmă că ne vin sponsorizările, să avem pentru ce plătiți. Sponsorizările tale, că vine cineva să dea bani să este sponsorizările. Bine, domnule, sunt doamne bine intenționați. Cum se duce și bagă la o mănăstire 1 milion de euro, sau la 100 de mii, sau 500 de mii, sau... vin băga pe internet cine vrea să ajute domnul Ștefan de să facă ceva. Mai este convins că nu interesează ce spune domnul. Mai este un pic să ne se termină mandatul. Povești că vor veni sau au devenit n-a venit nimeni. Astea discuții de la prima zi. Dar vine știți dumneavoastră că nu știu. Nu vine unul ca Becali care îl interesează și stă... Nu mai interesează. Dar nu vine unul ca și Becali care îl interesează. E puțin mai naționalist. Și eu am zis ceva. Au trecut 4 ani. Și bani. În amintire, între istorie. Să vină la anul. Nu a spus să nu vină. Dar vă spun sincer, domnul Jintea a vrut ca să...
facă ceva și nu poate. Nu se poate. Nu se poate pentru că noi avem un proiect. Doar un nebun vrea să se dărâme podul ăla. Unul care e inconștient. Dar nu de dărâmat. Vorbim în tot. Deci din Nebucur. Domnul Jitea, care e cu marmura, vrea ca să facă ceva. Vrea mai repede și... Când așteptat, asta e. Băi, domnule consilier, hai să vă urăm cu picioarele pe pământ. Nu plutim. Păi, exact. Sunt destule priorități în comuna Ștefan cel Mare, așa, decât să dăm banii pe care trebuie să le face, decât să dăm banii pe proiecte la șofări nicio finalizare, la podul Ștefan cel Mare. Nu că eu n-aș vrea să facă podul Ștefan cel Mare, să se renoveze. Dar avem ulițe de... Te rog frumos să nu vorbești. Cum ai băgat 3 miliarde și 80 de milioane în drumul ăsta de aici? Bă, nenorocitule, tu nu înțelegi că aia pe fonduri europene? Păi ce fonduri? Dar noi am băgat de din... Ai votat și după aia n-ai știut ce votezi. Am votat, dar nu știam ce-o fost. Păi nu știai, de ce nu știai? De ce nu știai? De ce nu știai? Că era trecut bine eligibil. Nu ți-e rușine, tot patmonierului. 50%. Care 50%? Era o sumă, nu era trecut procent. Habar n-ai ce ai votat. La 6 miliarde. Păi nu suntem cu documentații la zi, domnule. Nu sunteți cu documentații la zi. Păi vorbeam eu, el vorbea cu tine. De unde s-a aflat? Nu spun nimic. Eu îți cer un 50 de milioane ca să-i bagi și prins acolo. Îmi cer tu. Da. Eu îți cer. Și o să-ți fac dacă nu îți fac acolo. Nu cer tu să acolo. Un 50 de milioane ca să ne putem agăța de el pe urmă când va veni banii, dacă vor veni. Eu propun o mică, dar nici nu vrei să înțelegi, nu vrei să asculți. Cu care am putea începe. Tu spui un moment de la început și gata. Cât de darnici sunt oamenii, cât de binevoitori. Cumva să încercăm să strângem o sumă de bani. Asta numai să vedeți dacă sare cineva în ajutorul chestia asta. Din făcut o troiță. Ar fi și turism, s-ar putea face și făcând o troiță în locul respectiv, vedem câți oameni vin acolo, câți... Eu pune să fac magazin acolo. Ce ne face magazin acolo? Face primăria magazin? Faci tot de hotarul magazin acolo? Haideți ca să... Hai să vedem aici măcar. Nu vine nimeni. Dacă tot... Vorbește-ne ce trebuie în comună asta, nu de podul Ștefan. Haideți ca să vă dau o soluție care ar putea să fie ideală. Vede un investitor că vrea să facă ceva acolo. Și bine, domnule, și îți concesionează terenul din prejur și sponsorizează... Care teren din prejur? Și se face acolo, se face un turist. Care, mă? Se fac un teren lângă. Care teren lângă? Pe Tarlaua din jos, pe Tarlaua din sus. Aici cumpără ceva. Vine cineva și se va investească 1.000.000 de euro să facă. Eu zic că... Vorbește și prostia, Iurea. Eu zic că vine cineva ce putie. Atât cât să faci drumul până acolo la cantor. Să faci să asfaltea. Te incomodează 50 de milioane ca să-i prinzi acolo. Te incomodează de ceva 50 de milioane. Domnul președinte, explică-mă că omul tău. Domnul președinte, suntem toți aici. Da. Nu e niciun... Eu n-am oameni. Într-adevăr, e costisitor, e peste puterile unei comuni. Poate pe viitor se poate rezolva ceva. Dar haideți să ne aplicăm. Nu în maniera și modul cum o tratat domnul președinte, un domn profet. Păi feriți domnul președinte să nu știi cine-i domnul iepure. E normal, și-o întrebat. Dar nu pe tonul ăla. Stai așa, uleacă, mă. Dar voi tratați așa, tratați oamenii în funcție de pregătirii? Pentru noi toți sunt oameni. Noi vă aduc la cunoștință domnul la Consiliul Județean. Pentru noi toți sunt oameni. Da. Când a venit domnul la Consiliul, domnul primar, vă aduceți să aminti când a venit domnul la Consiliul, vicepreședinte era. Când a zis cine e la care treabă cine era. Eu era fine să-l întreb cine să dezbrească, că ați venit la ședință aici. Ia aduceți să vă aminti. Nu știam cine e. Exactitate. Am întrebat așa, să se prezinte. Domnul primar. Domnul primar, acum o câteva... Acum o două ședințe urmă, i-am lăudat pe domnul Susanu că a fost un profesor, a fost un primar bun, le-am dat medalii, le-am dat... Așa mai departe. Ce a fost acum? Ar putea să vin. Au o inițiativă și profesorii ăștia, doar nu sunt degeaba, nu vor pentru ei nimic. Fie doamna Sucrănescu are 83 de ani. Haideți, cum mi-a spus că nu mor mă nimic, dar măcar să le mânzi ceva. Domnul, de ce se supune? Deci nu vă duceam de asta.
Haideți să punem la vot. Am vorbit, am vorbit. Dacă din popor nu împură de dată la cineva... Eu propun să punem la vot și tăiem microfonul lui Dumnezeu. Nu vrea asta, nu-i frumos. Eu ți-am spus din băieți. Stai că am uitat eu o problemă. Gabi, un pic. N-am băgat-o în hotărâie. E vorba de cele două sate, Vișoara și Rădean, trei sate, și Cutinașul, care deocamdată nu plătesc consumul de alimentare cu apă. Și am zis, până când se definitivează, noi vrem să facem o societate, e foarte greu. Asta ne preocupă mai mult. Exact. E foarte greu ca să facem o societate comercială care să-i dăm sistemul de alimentare cu apă și canalizare în administrare. E foarte greu ca să o facem. Să știți, așa, nu putem face chiar așa. Și noi am zis că să ținem apa în comună, să nu mai dăm la grabă. Ei, foarte bine. E mai important decât pot nu Ștefan ceva. Da, să știți. Și până prin definitivă și angajăm oamenii ăștia care să fie plătiți pentru munca care o prestează, să citească apometrile, să elibereze facturi, să încaseze chitanțe, așa? Am zis consumul de energie care trebuie să-l plătim la ei, ori să fie suportat de primărie. Da, nu e mult, o lună, două, trei, și nu e în afara legii, domnul. Nu este în afara legii. Nu este în afara legii. Consiliul local se poate. Nu este, atâta timp cât nu este definitivat, nu sunt apometri puse la toți cetățenii. Dacă este în afara, deci eu am venit cu o propunere. Dacă este în afara legii, nu o să vin cu proiectul de hotărâre în fața dumneavoastră. Dacă este legat, dar eu prima dată am consultat Consiliul local. Deci dacă sunteți de acord să eliberăm un proiect de hotărâre, elaborăm un proiect de hotărâre prin care să suportăm noi consumul de energie. Și atâta tot. Până se clarifică. Până se definitivează. Corect, sunt de acord, dar să fie în conform cu legal. Eu n-am chef peste 2 ani să plătim tot consumul. Nu să fie legal, nu se poate. Băi, Romică. Băi, Romică. Dacă nu s-ar face. Băi, Romică. Noi luăm un hotărâre aici. Toate hotărârile din Consiliul Local să ajung la oficiul juridic, la prefectură. Așa. Și dacă nu este în temei legal, să dăm înapoi. Deci nu, stai cu liniștit. Dacă n-ar fi să plătească mărial, cine ar plăti curentul ăla? Abonați. Dar dacă n-are apometru? Păi și poate eu nu ne apometru. Avem, băi, am zis până când se termină cu firma și avem angajat. Da. După aia trebuie să facem contracte individuale cu fiecare în parte. Deci firma respectivă face contracte individuale cu fiecare consumator. Atâta timp, când n-ai niciun contract, deci poți. Te prevalezi de chestia asta și să suport. Da, tu nu știi, Romică, dar în 2005, când am definitivat alimentarea cu apă în Bogdana Ștefan cel Mare și Negoiești, erau 5.000 stradali. Asta vrea să spun. Și se consuma de acolo. Și am dat o hotărâre din Consiliul Local, prin care primăria a suportat cheltuielile cu de energie, așa, pentru consumul stradal. Că fost de cineva. Și-a fost... Asta a durat vreo an jumătate, 2 ani. Da. Și-a plătit. Păi trebuia să dat cineva acolo. Normal. Asta știu. Ca și hidranți. Hidranți tot noi suportăm. Pentru pomoța. Domnul Marin, domnul Monda. Nu am deranjat pe nimeni. Domnul Leidea. Îmi pare rău că ar putea să mă considerați lipsit de patriotism, dar eu o port în suflet. Și mă mândresc cu faptul că fac parte din această comună. Eu sunt născut în comuna Borzești, fost comuna Borzești, fost comuna Valeseacă, comuna Bogdana. Și când am auzit că va fi botezată cu acest nume drag și sfânt, eu, uitați, mi-am făcut și eu niște culegeri de material, l-am împodobit, am pus frunze de stejar. Mi-e drag și sunt mândru că fac parte din această comună. Dar mi-amintesc și mă întreb, dom'le, de ce au venit oamenii ăștia? Cine i-a susținut și i-a înflăcărat așa? La acest moment, cât au frecat iepurii, băncile, școli și doamna Dugrăvescu, mare directoare, de ce nu acționam mai atunci, că erau oameni de cultură? De ce au venit acum să ceară acest? Fiți atenți, dacă ne amintim, s-a elaborat un proiect de hotărâre care am ridicat tot mâna. Și a rămas în timp să primim fonduri, că spune și în acest material care l-ați prezentat dumneavoastră. Domnule, lăsăm timpul să curgă, să-și facă datoria. Nimic nu se poate face fără timp. Oamenii au venit acum și toți să trezesc să ajungă eroi prin Consiliul Local, prin oamenii care ridică mâna. Era vorba, vine și domnul Cristea de la Fundația Culturală, da, sau Cultul Eroilor.
a făcut. E bine că avem astfel de oameni, dar treburile sub linia primarul. Nu le poți face chiar așa bătând după aia. Podul lui Ștefan cel Mare rămâne în mintele noastre. Este comuna noastră botezată după Ștefan cel Mare și are un nume de răsunet nu numai național, și european, dacă vreți. Sigur că ne-am mândrit și eu doresc să se aprobe și să găsim. Nu suntem lispiți de patriotism, dar să avem răbdare. Toate o să curgă la timpul lor și o să înfăptuiască. Dacă vrei să ajungi erou prin munca și ridicări de mâna altora, domnule, scrii. De ce acum și cine i-a adus? Eu adus o mică și cu am înțeles, am înțeles. Eu nu mi-asum, domnule. Ei sunt în campanie electorală, domnule. Ei cred că-și fac campanie. Păi nu, că campania a făcut în birou, cu Titi. Lăsați-mă să vorbesc, că eu nu v-am deranjat. Spune așa, nu, dar v-a deranjat domnul primarul. Domnul Cercel mai interzis să ies din sală. Nu vă aminte, scuze, da? Da. Deci să nu creadă cineva că primarul sau viceprimarul sau alți consilieri de la PSD și de la dumneavoastră nu vor să înfăptuiască acest plan. E bine, e comuna noastră. Și mie mi-ar place să merg. Și-o spus, domne, eu m-am angajat să elaborez acest proiect de hotărâre pentru drum. Fiindcă pe acolo, pe unde e podul lui Ștefan cel Mare, a fost odată drumul național. Că s-a bătut, s-a făcut prin 59, s-a hotărât alte măsuri. S-a dublat din net calitate. Sigur că da. Dar... Domnule, nu vedeți că tabelul ăsta care e semnat de niște persoane, este și dublură. Și sunt persoane care n-au fost aici când au semnat. Tabelul ăsta nu și-l asumă nimeni. Nu știu. Dar nu e relevant, tabelul ăsta nu e relevant. Așa spune, mă. Uitați, din 14 așa, 2014 este făcută către domnul. Deci, domnul Iepuri, e mult lucrează. Nu am cine să iei președinte. Și eu pun aici în consiliu. Și-a nici la președinte. Nici un rezultat nimic. I-a stat ceva scris. Domnul Iepuri, bă, s-a hotărât, domnule, cu scrisul ăsta. Da, la urmă ești. I-ați răspuns scris. Da. Da, vezi că are scris. Dar avem, că avem un proiect european. Ce spune asta? Unde să dai răspunsul aici? Subsemnații din mai jos. Și faci tabelul ăsta. Da. Ce spune ceva? Ar fi de acord. Cui să-i dai răspunsul? La toți cei. Un răspuns colectiv. La aia care semna. Nu, dar la cele de aceea. Asta știți ce suntem? Asta am băgat un sertar și se clasează din prima. Deci asta nu-i nici petiții, nu-i... E o hârtie aiurea. Lăsați-mă că mai am o vorbă de spus și am terminat. Și dacă tot susțineți, v-am spus, de ce nu vă asumați tabelul ăsta? Cu semnături. Dar de ce e colegul? Ăsta domnul e colegul la cuplu. Nu știu, și dânsul mi-a cerut ca să-i pun pe masă, măsilier, și să-i dezbatem din nou. Deci tu e sluga lui. Da, domnule, sunt sluga la toți cetățenii din comună. Dar el nu e din comună de la noi. Dar nu contează, plătești impozite aici pe cealaltă. Are pământ aici care își plătești impozite. Și ce dacă plătești? Are interes. Și ăsta și interes național. El hotărește soarta comunii anul ăsta? Și ăsta și interes național. După să scrie și pe unii. Domnul, 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 hai nu mai fie așa revoluționat. Lăsați-i nici în principiu. O semnat din un loc la altul. Aia nu se să fie bani. Iar tu? În legătură cu mi-au cerut când este și dacă nu primim răspuns, de ce nu m-au acționat în contenciosul administrativ? În legătură cu adisul. Știi lumea ce se fac, domnule. Mai prost Iepuri. Iepuri, de ce nu m-au acționat în contencios? Nu, mă, Iepuri, de ce nu m-au acționat în contencios? Are două bani de cheltuire. Aia vreau avea contencios, stampa. Deci nu se mai dea replice. În legătură cu adisul, s-a discutat proiect de hotărâre. Zilele trecute, de două săptămâni, se distribuie bubele pe fiecare gospodărie. Nimeni n-a sprijinit această acțiune. Care au vrut-o luat, care au... Nu eu, domnule, că mă pune la plasă. Nu eu, că eu mă duc și dau foc în grădină la gunoaie. Nu o să mai merge. O să vă întrebi și astea.
Ieri s-a spunea la Radian, că eu spus Titi că plătești mai mult impozite dacă ia cu Beli. Ieri s-a distribuit, s-a distribuit primul lot de containere. Same de la Butinaș, Bogdana, Vișoara și Corbo. S-au distribuit 9 containere la locuri unde lumea se ducă cu găleata, cu pulbela, unde niște locuri unde nu-i trece mașina pe la poartă. Dar nu vă supărați, aveți pe Gârbovană? Nu. E primul lot, dar vor să mai vină. Nu, Gabi, Gabi. Uite, poți să-mi ia cu mașina până în Poiană, până la Popovici. Deci omul nici nu știe prea că trebuie să... Lasă-mi ia la Zacarie, nu vorbim de asta. N-am terminat cu distribuirea acestor containere. Lumea este bucuroasă, care e înțeleaptă, care nu, domne, nu mă băga pe mine. Și le-am spus fraților. De la 1 ianuarie, după 10 ianuarie, se introduce taxa de mediu. Poți să duci gunoiul în fundul grădinii, poți să urci în podul casei, că taxa tot o plătești. Este o măsură și asta chiar mi s-au întrebat. Mi-e rost că chiar și părinții mei, Popovici, nu-mi explică de exact de aveați la noi, cum vine, scoate noi în drum, de ce ați văzut? Vine mașina acolo, a luat să... Dacă nu se poate, dacă nu se poate... Nu se poate permanent, eu am terminat. O să punem un numărul unde să... alea... În Poiana aia, în față la un loc. Da, cam acolo cred că trebuie. Domnul Matrieș vrea să... Și eu am să fiu scurt, fiți convinși. Fiindcă era vorba de unul din punctele de ordinea de zi, vis-a-vis de apă. Haideți să luați locul undeva și serviciul. Și domnul primar, sunt câteva lucruri care trebuie spuse la punct vis-a-vis de apă. Dar înainte de a începe cu ele,